Rușii albaștri s-au impus vineri la Brașov cu scorul de 1-0 în fața a 500 de suporteri steliști care au creat o atmosferă extraordinară pe stadionul de sub tâmpa. A fost meciul de debut al lui Adi Popa la formația antrenată de Daniel Oprița, dar și prima partidă în tricoul stelei pentru tânărul Claudiu Donose. Mi-era dor de fotbal, mi-era dor de acești suporteri minunați. A trecut foarte mult timp de când am avut ultimul meci oficial la Clinceni prin mai. Am încercat să ajut echipa cât am putut. Am rămas pe teren cât am putut să o duc fizic. Sper ca de la meci la meci să aduc și mai mult plus echipei, pentru că sunt conștient de calitățile mele, am demonstrat-o de atâtea ori și o să o fac în continuare. Claudiu, te așteptai să joci titular astăzi? Cum au fost trăirile tale în acest meci? M-am așteptat oarecum, m-am antrenat bine și am primit și eu o șansă și cred că am jucat destul de bine. Cum e să joci cu acești suporteri minunați în spate? E o atmosferă foarte frumoasă, unică, ca aș putea spune. Cred că sunt unii din cei mai frumoși suporteri din România și sper să vină de la meci la meci cât mai mult și să ne împingă tot mai tare de la spate. Cum te-au încurajat colegii cu experiență mai mare înainte de această partidă? Mi-au zis să nu-mi fie frică, să fac ce știu, că nu degeaba am ajuns aici. Forța Steaua! Pentru roșialbaștri urmează meciul cu Dunărea Călăraș, care va avea loc pe stadionul Steaua, sâmbătă de la ora 11:30.